Infecțiile nosocomiale continuă să ia vieți în România. Un sector din secția de terapie intensivă de la Spitalul de Urgență din Drobeta, Turnu Severin, a fost închis pentru dezinfecție, după ce 4 persoane au murit la finalul lunii aprilie din cauza contaminării cu Acinetobacter, anunță Ministerul Sănătății. Conform raportului DSP Mehedinți, toți pacienții aveau afecțiuni grave, cronice precum diabet, bronhopneumopatie, encefalopatie hipercapnică, poliglobulie, insuficiență renală, sindrom de citoliză hepatică, insuficiență cardiacă. De asemenea, 2 dintre ei prezentau la examenul bacteriologic din exudatul bronșic efectuat la internare Acinetobacter, respectiv Klebsiella spp. Cei 4 pacienți au decedat din cauza afecțiunilor preexistente. Conducerea Spitalului Județean de Urgență din Drobeta, Turnu Severin, a decis închiderea temporară a activității sectorului septic al secției de terapie intensivă pentru curățenie și dezinfecție. Reprezentanții Ministerului Sănătății au cerut Direcției de Sănătate Publică Mehedinți să verifice modul în care Spitalul Județean a respectat procedurile în acest caz și au solicitat ca după finalizarea activităților de dezinfecție să fie prelevate noi probe din secția de terapie intensivă. În funcție de aceste rezultate se va decide reluarea activității.